Hai, salut, bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, eu sunt Papi Luigi și un episod cu Metin / Storytime. Să vedem camera, este și camera. Bună seara și bine v-am găsit. După cum știți, câțiva dintre voi sau majoritatea dintre voi sau unii dintre voi, întâlnirea Gameforge a avut loc de curând, adică astăzi s-a terminat, a ținut de vineri și a fost... A fost foarte, foarte, foarte grea. Ăla e staff-ul? Poza aia este cu staff-ul? Hopa, Bart, low life pe canalul Vali cu contul lui Cristi. Dar nu este vorba numai despre Vali aici, este vorba și despre Cristi, pentru că acum ați aflat foarte mult că a fost și el și a fost super, super mișto și am făcut pariu cu el și și-a pierdut contul. Și am câștigat contul. Dar numai pentru o săptămână, nu cu totul. Nu cu totul. Și avem câteva surprize pentru voi în această seară. Ăsta cred că era meu, ăsta cred că era al tău. Salut! Dar salutare voi, dragilor, și ce faceți? Am primit o șapcă de la Luigi. Vă place? Să ne asortăm cu șepcile. Mm. Ce ziceți? Quick? Sunteți fani? Ați fost fani? Ați auzit de joc? E superb. E jocul copilăriei mele. Unul din jocurile copilăriei mele. Salut, dragilor! Pentru prima oară în combinația asta. Pentru prima oară pe același live, în aceeași cameră.
Băi, și avem multe să vă povestim. Fută-mă, vei. Hai, spamați un pic fută-mă, veicu, și dați niște share-uri în grupuri de meeting. Că asta e ocazie, asta e ocazie rară. Foarte rară. Poate o să mai fie, da. Abia la ajută. Poate o să fie și un trio la anul. Băi, dragilor, dacă v-am spune acum prin câte am trecut, nu ne-ați crede, efectiv. Marele meu noroc, sincer, a fost că Vali s-a oferit să vină și să mă ia din aeroport, să mă ajute cu tot ce a însemnat venirea mea. Să zice și dacă se aude bine, punem aici microfonul între noi, îl dau un pic mai tare, spuneți în caz că nu se aude ceva bine. Stai așa să văd dacă e și muzică prea tare pe fundal sau dacă mai este. Nu, muzica e pe stop, lăsăm și un pic de muzică așa pe fundal. Să spuneți dacă se aude, dacă ne auzim, dacă ne puteți auzi pe amândoi. 2-10? Probă. Se aude bine? Ce stil ganja ai, se aude bine. Sincer, nu sunt fan șapcă, dar de data asta. Dar am zis să-mi facă pe plac. Mai ales cu șapca asta, quick. Bun, mă, dragilor, și cum ziceam, deci vreți să auziți o poveste faină? Vreți? Ziceți. Urmează un story time. După ce terminăm cu story time, atunci vom răspunde întrebărilor despre serverul nou, despre ce aveți, în măsura în care putem. Sau ce credem noi, nu neapărat. Deci noi nu vorbim în numele Gameforge. Noi ne dăm numai cu părerea că e așa sau cum credem noi. Așa. Da, să începem cu începutul, da. Mai, în primul rând, eu eram foarte, foarte panicat, bine, ne știi nici limba și, na, din ce îmi spusese Vali, oamenii pe aici nu prea vorbesc engleză, adică sunt câțiva, dar foarte puțin și mi-era tare frică că o să vin aici și nu o să știu încotro trebuie să o iau și o să mă pierd și chestii de genul și la un moment dat, Vali, dar nu e nicio problemă că vin eu și te iau de acolo și mergem amândoi. Pentru mine, că am zis azi, ai, Doamne, bine faci! Și am ajuns noi cu bine toate cele bune la aeroport. Vali deja ne aștepta acolo. Capul și Dora, dar Dora e în altă cameră cu Carla pe acolo, ca vorbesc ca între fete. O să vină și Dora să vă salut. Și ok, toate bune, ne-am luat un bilet. De fapt, prima oară am coborât acolo așa la metrou. Ne-a dus unde e metrou și am realizat că, opa, stai că nu avem bilet. Hai, ne întoarcem înapoi de unde am plecat, ne-am dus iar fix din fața aeroportului, luăm bilet. Deci exact de unde i-am luat era aparatul de bilete. Eu aveam bilet pentru unul dintre ei și am crezut că că aparatul de bilete e jos. Era chiar de unde i-am luat și ne-am întors de unde am plecat, ok. Bun, luăm bilet, toate bune. Mergem frumos, călătorim câteva stații. Trebuia să schimbăm cu un autocar. Bineînțeles că trebuie să căutăm puțin să vedem pe unde vine autocarul, ce facem. Am pierdut puțin timp și pe acolo. Ok, ne-am îmbarcat, toate bune, surpriză. Hello. Vino. Fă-le cu mâna, vino cu aici. Salut! și tu, hai, ia, hai. Poftim. Ia, ăla, bun, bun. Da, mă, dragilor, cum ziceam, și să avem o surpriză, șoferul era român. Zis, yes! Super tare, super tare, uite, vrem să ajungem și noi aici. Zine, te rog că ăsta e autobuz. Da, ăsta e autobuzul, foarte bine. Bine, bine ați venit. Îmi place. Bine ați venit. Și zic, foarte bine că și așa nu prea ne descurcam noi pe aici. Aici român, ne-a luat bagajele, ne-a pus niște etichete, ne-a dat niște bilete. Uite, veniți cu biletele astea. Nu numai că era român. Era din Timișoara, el zicea, uite! De unde vii? Din Timișoara? Faină, din Arad, de acolo. Și zicea, ne-am adunat toți aici pe o parte, eu din Baia Mare, el din Arad, șoferul din Timișoara. Eu din Craiova, deci ne adunăm din toată țara, ce super! Super! Ne-am pachetat acolo, ne-a legat niște, un fel de bilete, de bagaje, ne-a dat și biletul ca atunci când cursa este gata să venim cu biletul și să ne luăm înapoi bagajele, toate bune și frumoase, ne urcăm. Călătoria a fost, dacă nu mă înșel, 3 ore? Aproape 3 ore a ținut, da? Deci eu am luat bilete în funcție de cum ajungeau ei.
Eu aveam deja bilet de tren, dar ei n-au ajuns în timp util și am zis că iau altul și mergem împreună. Și atunci am găsit cel mai avantajos, era cu autocar, super wifi, climă tot. Am luat și am Superbe mers. condiții. Da. Drumul a fost foarte ok, adică din moment ce ai internet, priză, în eventualitatea în care ți se descarcă telefonul, te l-ai cuplat și tot așa, deși n-am stat pe telefon, că am povestit efectiv 3 ore în continuu, vă dați seama, prima oară când ne vedem, imediat a trecut timpul, numai că atunci când am ajuns în oraș, nu, hai să am uitat să specific un amănunt. Înainte să ajungem în oraș, la un moment dat am văzut că autocarul se oprește, dar nu a anunțat. Vale, din ce mi-ai Deci, explicat atunci, zi tu, că te nu, deci pricep. ideea a fost, ați văzut acum când am venit, înainte să ajungem într-o stație, anunța și după 5 minute când ajungeam, zicea Încă o am dată. ajuns. Da, Zicea da. că am ajuns. Fix asta s-a întâmplat, numai că diferența a fost că noi deja eram în stație, iar acolo s-a anunțat că urmează Imediat, să da. ajungem. Eu, grăbit, zic, hai să mergem, mă dădusem, luasem bagajele, hai să ne dăm jos. Vali, spune mâna pe mine, stai mă, unde te duci, ho, că mai e până acolo, mai avem. Că zis că imediat, no, că Deci zis... era ca și cum ar fi oprit la semafor. Da, Da, ceva în genul. exact, Zic, că zis că imediat. ok, hai că, na, mă pun la loc, mă pun acolo la loc. Nu cu mult după, zice Dora la un moment dat, adică noi vedem că autobuzul se tot ducea, se ducea și ieșea din oraș. La un moment dat am văzut că a ieșit din oraș și zic, Ai de capul meu. nu trebuia să oprim în orașul ăsta, nu ăsta era orașul în care trebuia să ne oprim. Și se uită Vali, se uită pe telefon, ma. Ieșim din Heidelberg, de unde trebuia să oprim. No, ok, mă duc repede la șofer, îl întreb, zic... Nici nu l-am reținut la față cum arată. În mod normal sunt doi șoferi tot timpul. Și îl întreb în german, bă, am trecut de Heidelberg? Da. Păi zic, și acum ce fac? Zice, prea târziu. Zice, până care e următoarea stație? Mannheim. Și cât facem până acolo? 15 minute. Ok, am făcut aproape jumătate de oră, că a fost foarte mult trafic. Și ok, ajungem. Stai, între timp, Dora zice, dar oare cu bagajele? Și zic, păi și bagajele? Cristi de acolo să cobească, E o bineînțeles. glumă proastă, zic, pe bagajele au plătit până acolo, le-a dat jos și le-a lăsat acolo. Și eu de acolo cu o față serios? Deci, ca Și să eu deși vedeți eram chestii. panicată, știu, zic, serios? Zic, nu, stai liniștit, am glumit, Doamne Am vrut să-și ferește. văd reacția, zice. Da, zic. Da, ce glumă bună. Și după aia, da, am făcut aproximativ jumătate de oră până în următor oraș și pe drum tot dume și faze, nu lasă, am pierdut o oră, nu pierde mai, nu se-mi bate el half-off până ajungem, știi? Da, zi, da, de acolo lasă, că până acum totul a fost bine, Da. am prins avionul, am luat biletele, totul e bine, chiar mai O oră în plus o sau în luăm ca pe o minus. experiență. Deci era totul sub formă de, o luăm ca pe o experiență, deci nu ne-a deranjat, da. No, și ajungem în următoarea stație, care e Mannheim, care e la vreo 20 de kilometri de Heidelberg. No, și coborâm și ne dăm jos. Ne coborâm și ne dăm jos. Și mergem la bagaje. Și deschide la cala, aveam fiecare câte o geantă de mână extra și eu aveam ghiozdan. Și eu zic, Vali, să zic o glumă proastă acum. Și să uita și la mine, nu zi. Ok. Bă, și bagaje se terminau, mai erau 3-4 și eu nu vedeam Deci niciun de-a meu. eu mă uitam acolo și erau, unde-i bagajul meu? Și eram cu o față, bă, unde-s bagajele? Adică m-am uitat, bă, unde-s bagajele? Și ghiciți ce, măi, dragilor, se termină toate bagajele, nu mai rămâne niciuna. Noi eram cu biletele în mână fiecare, ne uitam la bilet, ne uitam la șofer și zic că, de fapt, Vali zice, dați-ne și nouă bagajele. Nu, zic, lipsesc 3 bagaje, avem biletele pe ele. Deci e sistemul ca și la garderobă. Mergi la garderobă, îți pune pe cuierul numărul ăsta și îți dă ție numărul ăsta. Și nu poți să-ți iei haina fără număr, știi? Deci pe sistemul ăsta. Și face, păi, le-am dat jos. Zic, unde le... Voi vă dați seama, Deci deci noi noi acum râdem, dar atunci n-am găsit. eram cu biletele în mână, ne uitam la el și în momentul în care a zis că le-am dat jos și zice că unde, Vali, și zice, păi, în orașul, În în Heidelberg. Și Heidelberg. zic eu, e o stație, în stație, la centrală, ceva? Nu. Dar zic, unde? În stradă.
Tu vorbești serios, da? Apoi cu... Sincer, ne așteptam să-i fost o glumă, să zică ceva în genul, păcălimă, gata, stai aici, știi, ceva în genul. Și noi încă așteptam și stăm așa câteva secunde și ne uităm la el să uită la noi, noi cu bilete în mână. Și zic, vorbești serios tu? Deci pe bune, tu vorbești serios? Și face, da, că le-am lăsat în stradă, stă acolo. Dar cu o față așa foarte senină, adică era ceva în genul, da, l-am lăsat acolo, sunt în stradă. Păi, da, voi numai imaginați-vă scena în care el lasă bagajele, vede că nu le ia nimeni, se uită stânga în dreaptă. Așa o face. Da. Pe zi, și cum le-ai lăsat? Acum, da, m-am uitat că nu mai coboară nimeni și am plecat. Și zic, le-ai lăsat acolo pe trotuar. Da. Deci nouă nu ne venea să crede, ne uitam unul la altul. Și îți dai seama, eu am început să plâng, știți că pașaportul meu e în bagaj. Și eu nu aveam alt act de identitate. Adică eu trebuia să rămân în Germania până mă duceam pe la ambasadă să-mi fac un act să pot pleca din Germania. Nu aveam acte, nu aveam haine, nu aveam bilet de avion, nu aveam deci decât nu aveam hainele. Deci nu aveam pentru eveniment, ne-am pregătit cu camera, foto, na, ce trebuie nimic, pentru eveniment. Nu mai aveam cameră, el nu mai avea niciun fel de aparatură, a venit acolo cu aparatură, deci absolut ce era pe noi, era și în dulap. Deci, multă iubire pentru Rolex, a bătut și el 1000 de kilometri să ne întâlnească și Rolex să bea o bere cu noi. Te pupăm, Rolex. Dacă ești, te pupăm. Da, Bebeto, am fost, am văzut despre ce-i vorba cu FKK-ul. Da, mă, e super fain acolo. Auzi. Am văzut peste. Cred că nu te-ai fi așteptat să fi auzit asta din gura unei fete. Niște fete faine, niște țâțe. Da, dacă i-aș fi spus, dar mă lași pe mine acolo. No, asta da, era ceva. Una, am văzut că se uita la Cristi, părea româncă, deci dacă îi zicea ceva, fă. Ăsta ai luat, ăsta nu ți-a venit ca și client. Deci noi am mers încolo, e cu firma națională de transport feroviar, Deutsche Bahn, e cum e la noi CFR-ul. Ei au și o linie de autobuze, de autocare Intercity. Deci am fost cu compania de transport națională din Germania, Deutsche Bahn. Și șoferul român, uite ce ne-a făcut. Mergem în gară în Mannheim să fac plângere, să zic, să sune pe cineva, să meargă după bagaje. Trag bilet, stau la coadă 10 minute. A, că nu, că la ghișeul ăla, la Dracul Prasnic, la informație. Merg la informație, mă face, păi de ce v-o dat bagajele jos? Păi de unde pula mea să știu de ce v-o dat bagajele jos? Da, te-a întrebat de 3 ori. De 3 ori m-a întrebat, păi da. Și voi ați vrut să veniți? Nu, mă, dar nu au anunțat că am ajuns în Heidelberg, au zis că vom ajunge și au oprit un minut și am plecat mai departe. În fine, după încă vreo 20 de minute de lălăit, l-au sunat în gară în Heidelberg să meargă cineva în autogară care era la 5 minute. Ok, noi am luat următorul tren, ajungem în gară. Cred că am uitat specificând că ploua torențială. Deci țineți cont că noi nu aveam haine pe noi, eu eram într-o bluziță subțire și de dantelă și ploua torențială afară. Gândiți-vă cum alergam acolo în sandale și în bluziță subțire de mă uda tapa până la kilox. Da. Și asta. Deci asta sunt niște amănunte foarte importante. Ne punem pe tren. Mergem către Heidelberg, ne facem plan. Bă, ori mai fie acolo bagajele. Sau le-o fi luat ăștia de la gară și... No. S-au zis, ne-am făcut... Planuri că ne trezim sâmbătă dimineața și mergem la consulat. Consulatul era în Frankfurt, la 70 de kilometri. Și speram să găsim și să facă cumva ceva. Foaie de drum, măcar să ajungă în Anglia sau să rămână aici până își face. Dar vă dați seama că noi pierdeam tot evenimentul odată. Noi aveam biletele de avion cumpărate deja. Pierdeam deja biletele de avion. Pe mine și așa abia m-o lăsat să îmi iau liber pentru eveniment. Eu nu prea aveam concediu. Noi abia am scăpat cu câteva zile de concediu. Salut, pupiști tuturor. Deci ar fi fost... Da, țiți. Wow. Mai vrea cineva să vă salute? Da, țiți. Mai vrea cineva să vă salute? Ai și tu să zici ciao, Carla. Da, așa că vine și... Hello! Fătai tai? Ea nu știe ce să petrece aici. Fătai tai. Tata. Ea este Jolie. Salut! Și aia e Carla. Tata, uite că se aude. Merg la mami, tiți, noi imediat terminăm, da? Să facem... Da?
Un bebe mic. Nu chiar acum, dar și noi o să avem unul. Dar nu acum. La anul. Și noi o să avem unul. Nu e nimic interesant aici. Numai lumină și metin. Vrei să joci metin? Nu vreau să joci. O zis. Pa, pa. Pa, pa. Dai, dai. Nu, e ok. Ajungem în gară, în Heidelberg, unde trebuia să ajungem. Și primul lucru merg la informații. Zic ce ni s-a întâmplat, îl a rămas cu gura căscată. Și zic, o suna colegul să uită către ăla, că erau doi la informații. Care coleg? Zic, din Mannheim. Îl sună pe ăla, nu știu ce. Îmi dă trei cărți de vizită. Una să sună acolo să fac plângere, una să sună acolo la asigurări. S-a fost scris dacă nu s-a jucat. Da? No, sorry. Eu nu știu cum să dau full screen. Cred că cel mai bun lucru ce vă face e așa. Da, dar cum se vede pe live asta? Fix așa. Așa. Ah. Exact așa se vede ce avem acolo. E ok. Scheletul window, canvas. Nu, vezi? Nu mai are. Da, poți să-l lași așa. Păi da, dar Vali nu se vede. Nu. Rezoluția nu e toată, dar e ok. Schimbăm scheletul window. Da, mai degrabă. Așa e cel mai ok. Și ajungem și... No, că n-o sunat, că ei nu au voie să plece. Ne explică că nu au voie să plece de la ăsta. Și mergem până în autogară. Nus. Eu atunci eram plânsă toată. Imaginați-vă că eram machiată, numai așa mi se vedeau și roaie din machiaj pe mine. Cercam eu să mă știe Cristi, mai știe. Mi-am dat jos machiajul de pe față cu apa de ploaie, tot. O oră pe drum, bineînțeles, până am ajuns acasă, acolo cam așa, aproximativ o oră am făcut. Și am căutat, ne ducem în gară, ne uităm stânga-dreapta, nimic. Sufletul. Traversăm strada, ne uităm și pe acolo, iar stânga-dreapta, gândul nostru, clar. Din moment ce multă lume așteaptă în stația respectivă... Autogară. Deci autobuze de la toate firmele, Flixbus, în fine. Și în timpul ăsta sunam la toate trei numerele de pe ăsta și la toate ori robot și era 60 de cenți pe minut să faci plângere la ei. Deci după ce că ne-am pierdut bagajele, a mai trebuit să plătim și vreo 20 de euro minutele consumate ca să nu răspundă și să trebuiască să ne ducem din nou la informații și să zicem că nu răspunde nimeni și că ne mâncă banii. Te pup, bebeto, mersi de donație. Poate data viitoare la UNEF, că acum suntem în criză de timp. Ei o să zboare seara asta spre Anglia și Huff îi aici în spatele camerei, nu vrea să se arate. Eu, îmi pare rău, au zis, bă, Huff, au zis că numai de la 1000 de euro în sus. Atunci poate apare, dar nici așa nu-i sigur. Deci Huff nu se arată, a fost și Huff la întâlnire, bineînțeles, dar nu o să-l vedeți acum pe live. O să pun eventual o poză cu el pe Discord sau pe Facebook. No, ok, am mers înapoi la gară, am zis că ne-am uitat, că nu mai sunt bagajele, am zis cum este posibil ca cineva să facă ce-a făcut șoferul, să lase bagajele, am zis că nu-și poate explica. Și am completat un formular în care ori deschis ei o chestie la ei în server cu lucruri pierdute și am acolo un număr și pot să mă uit dacă au fost găsite. Am lăsat date de contact și tot. Ok, înainte de toate am zis hai să mergem să ne facem check-in-ul la hotel, că deja era aproape 7. Era 6 și ceva. No, și ajungem și facem check-in-ul. Vă dați seama, noi când am intrat acolo, trei oameni fără niciun bagaj, i-am zis la uzi efectiv din cap până în picioare, deci au avut impresia că au intrat trei boschetari și se uitau așa la noi. Zice, băi, bagaje nu aveți. A fost ceva în genul, ce căutați aici? Cu ce gânduri pe la noi? Ne-a dat acolo tricoriul la care eram, de se vedea că eram încercănat, eram plânsă toate și i-am zis,
te rog, nu-mi dai și mie mai multe tricouri, eu nu am în ce să mă îmbrac, asta, eu nu am pijama. Asta după ce am realizat că noi suntem invitați acolo, că inițial da. Se uitau așa urât la noi de mă, și ce căutați aici? Și am zis acolo cine suntem și le-am dat acolo numele. Și nu, că ce-am pățit. Și de trei ori le explicai, nu le venea să creadă, mai venea, stai, ce mai zi odată? Ba, nu pot să cred. Și voi este serios? Da. Nu cred că ne arde de glume, adică uitați-vă cum arătăm. No. Și li s-a făcut milă și Rodor a dat așa mai multe tricouri să-și zis, pune și pe cap. Te rog și... frumos, dar eu nu am în ce să mă îmbrac, eu nu am în ce să dorm. Dar te rog, cel mai mare tricou, cel mai mare număr care l-ai, ca să pot să dorm în rochea respectivă. Dar problema mea existențială care era? Că eram în altă cameră. Și eram într-o cameră numai de băieți și eram în rochița aia și niște chiloți. Și zic, văle, dar cum să dorm cu oamenii ăștia în cameră? Eu nu am pijamale, deci eu nu am în ce să dorm. Asta mi-era șocul meu. Bun, am făcut check-in-ul, toate cele și... Deci, mă, ce facem acum? Că, ok, la ambasadă e închis, că e 7... Vineri seara și ce mai găsești deschis? Ce să mai facem? Și a zis, hai, trebuie să facem plângere la poliție. Și m-am dus, am întrebat pe ăștia de la pe Bad Idol, de fapt, Bad Idol, cum îi zicem noi, da? L-am întrebat, bă, să-i sun să vin aici să fac plângere de furt. Că furt vreau să fac, efectiv ne-au luat lucrurile și le-au lăsat în stradă. Ce nu mai bine mergi la secție? No, ok, zic, Cristi, hai să mergem. Și luăm un taxi. Și mere la poliție, la secția de poliție în Heidelberg. Și aceeași poveste. Intrăm acolo, îi explici odată, să uită așa la noi confuz. Să scarpină așa un pic în cap. Stai să văd dacă am înțeles bine. Așa zic, nu, o lăsa bagajele în stradă. Nu, ok, nu, hai cu mine, trebuie să vă iau pe rând, că trebuie să vă văd poveștile. Că așa fac ca să excludă faptul că mințim sau ceva. Te aștept, interoghează pe rând. Același întrebări să așa. No, și mai ia pe mine, mă duce la el în birou. No, și zice, no, zi exact cum s-a întâmplat. Uite, zic așa, am luat bilet din Nürnberg până în Heidelberg. În Heidelberg am vrut să coborâm. Nu a anunțat că am ajuns în Heidelberg, a anunțat numai că în scurt timp vom ajunge. Deci acum cu busul care am venit, cu 10 minute înainte să ajungem la o stație, anunța, și când ajungeam în stație, spune am ajuns în stația Țâc. Deci cum este creștinesc și în ordine să faci. Așa, și noi a trebuit să mergem până în Mannheim, pentru că n-am știut, și când am venit înapoi nu mai erau bagajele. Și cum s-o întâmplă? Păi am întrebat șoferul unde-s bagajele, a zis că le-au lăsat în Heidelberg. Unde le-au lăsat? Pe trotuar. S-a dus și-a chemat un coleg, a venit colegul, mai trebuie să-i explic o dată. Și tu ce vrei să faci acum? Plângere pentru furt. El mi-a furat bunul și l-a pus în stradă. El a fost ultima persoană care l-a atins. Stai că trebuie să mai chem unul. O mai chema pe un polițist. Trei polițiști mă interogau pe mine. Și face al treilea. Mă, nu poți să îl acuzi pe el de furt. Pentru că el le-a lăsat fără stăpân în stradă. Deci el nu ți le-a luat, le-a lăsat fără stăpân în stradă. Fac, cum ai? Păi dacă el nu făcea asta, eu încă aveam bagajul meu și ea încă avea pașaportul ei și aveam cu toți hainele noastre. Deci și așa le-am primit. Ok. Facem. Nu știu, trebuie să ne gândim ce să facem aici, îmi spun ei, că așa caz nu ori mai întâlnit. Deci nu putea fi încadrat la furt și știi cu ce autobuz a fost? Da, știi, uite numărul autobuzului, că aveam încă tichetele în mână. Uite numărul autobuzului, uite așa, cum arată Hafop. E mai mic de statură și simpatic, așa. Mă vedeți pe mine, imaginați-vă că eu sunt eu. De fapt, nu vă imaginați asta. De fapt, stai, am spus o prostie, acum mi-am dat seama, nu vă imaginați asta. Nu vă imaginați asta, nu e așa, bine. Așa. Și stai, că ai uitat specific, a mai venit încă un polițist. Și vine al cincilea polițist în cameră. Face, cum arătau genții? Da, stai, ai uitat să zici de chestia cu
De ieși la poliție pe bun și eu dacă îți iau... A, da, da, și zic că mi l-a lăsat fără stăpân în stradă. Și zic, ok, eu dacă îți iau calculator sau mașina de scris și ți-o ajung cu ea în stradă să ți-o pun fără stăpân sau mă legi. Și s-a dus unul să se uite în legi, să vadă ce putem face în privința asta. Și m-a mai întrebat ce am făcut. Zic, am făcut plângere și... faptul că s-au pierdut bagaje la CFR-ul lor și așa, și vine al cincilea polițist în cameră și mă întreabă, era o cameră de 3x3, deci nu era mare, deci mi se făcea calb, zic, ăștia mă iau pe mine, mă. Bă, și vine al cincilea și mă întreabă cum arătau bagajele, până atunci nu m-a întrebat nimeni asta. Păi zic, erau trei bagaje, unul era negru cu gri a meu, unul negru cu albastru al lui Cristi și unul negru cu roșu al lui Dora. Și numai le scoate, face astea? Zic, da. Bă, pe tăți am îmbrățișat în secția. Toți polițiștii am îmbrățișat în secția aia, bă. Eu cu Vali, el cu ei. Bă, deci după 4-3 ore bune de chin, bă, în care că am pierdut totul, că deci puteau să-și piardă joburile, să nu poată să meargă înapoi în Anglia, bă. Din cauza unui neghiu, practic. Din cauza unui românaș, mă, unui românaș maker de pe Temeșoara. Bă, dar cum, mă, deci... Dar el știa, deci de-aia că el știa că noi suntem încă în autocar. Că vorbisem, când urcam, vorbisem unde merg, la Heidelberg, români, bă, și ăla ne-a futut, bă. Și după l-au întrebat, Vale, bun, dar noi nu ne-am dat jos în Heidelberg. Cui ai dat bagajele? Deci el putea să ne zică, bă, eu v-am dat jos bagajele, eu am crezut că voi v-ați dat jos din autobuz, dar nu ne-au zis nimic. Pentru că Vale s-a dus și l-au întrebat dacă am trecut de oraș. El atunci putea să zică, putea da, să am zic, trecut. Bă, ți-am lăsat bagajele. Bă, da, am făcut o prostie. Eu ți-am lăsat bagajele acolo. Hai repede să suna la centru, să trimitem pe cineva să le ia de acolo. Dar el nu, a fost 15 minute, ajungem. Vedem, vă dați jos acolo. Și abia după ce am ajuns acolo, dăm jos și se uită tot așa la noi. Păi, le-am dat jos acolo. Păi, bă, de ce nu ne-ai zis înainte? De ce n-ai sunat? Și de ce le-ai dat jos? Cum să le uite biletul meu? Tu n-ai voie să pui mâna pe bagajul meu dacă eu nu îți dau biletul ăsta. Deși chestia asta am fi putut să o încadrez la furt. El știa că noi suntem români și că suntem în excursie. Dacă ești în excursie, ai bunuri cu tine, că ai nevoie de ele. Și el practic ne-a furat bagajul, avea nevoie de bani, nu? Sau de bunurile noastre, practic așa o e, nu, nu poți să-i dai. Cea mai mare bubă a fost că Dora avea buletinul acolo, pașaportul deci acolo. Nu putea să plece din țară, asta era problema. Deci nu mă interesau hainele, tot ce aveam acolo, nu mă interesa nimic. Problema era pașaportul, că era acolo. Și buletinul fiind încă în Anglia, vă dați seama că nu putea să părăsească țara. Și trebuia să mergem la ambasadă, ceea ce în momentul în care te duci la ambasadă, de obicei te programează, îți trebuie programare peste 2-3 zile, că niciodată nu primești atunci pe loc ceea ce vrei. După 2-3 zile te duci acolo și e posibil până ți iasă biletul să mai stai încă 2-3 zile. Deci, practic, noi trebuia să așteptăm vreo săptămână pe aici, adică în ciuda faptului că și așa eram presați, ca să zic așa, de timp, abia am putut să ne luăm câteva zile libere de la muncă cu chiu cu vai. Și am zis, mamă, păi stai puțin, că noi abia am reușit să ne luăm 3-4 zile libere. Să vezi acum ce o să se întâmple la lucruri când o să venim peste o săptămână. Deci eram sigur că ăștia mă dau afară. Și a fost fain. Impresii despre întâlnire. Eu am fost a doua oară și e prima oară. La ce v-ați așteptat? Vor fost așteptările? Sincer... nu am avut extrem de mare așteptări, în sensul că mă așteptam să te găsesc pe tine, pe hal și pe restul acolo. Știam că o să mai găsesc o grămadă de oameni, deci nu eram, wow, o să fie ceva super. Eram conștient că o să ne distrăm și că o să fie super mișto. Ce mi-a plăcut, să vă spun sincer, e că indiferent că a fost vorba de staff, coma, directori, manager și așa mai departe, toți erau la fel. Adică nu puteai să spui despre X că era YouTuber și despre Y că era manager sau director. Nu, toată lumea la fel, toată lumea
Toți eram îmbrăcați în aceeași tricouri. Toată lumea extrem de prietenoasă. Dacă vrei să vorbești ceva cu el, te duceai și îl întrebai. Bine, depinde, nu orice fel de întrebare. Ok, dacă vrei să vorbești, nu știu, lucruri care erau în afara metilului, neapărat pe metil. Deci toți au fost oameni normali. Oameni normali, de gașcă, puteai să bei și 10 beri cu ei și erau strict la fel. Nu dădeau impresia că ei sunt directori și iar noi simpli youtuberi. Foarte, foarte tare. Au venit oameni din toate comunitățile, italieni, spanioli, francezi, români, turci, englezi, nu știu dacă au fost și englezi, parcă și englezi, deci absolut toate naționalitățile. Cred că sunt 15 țări în care activează Metin2ro, cred că din toate țările au venit acolo. Vă dați seama, a fost super tare. Mâncare și băutură moca, că doar de-aia ne-am dus. Da, deci a fost de toate moca. Am făcut câteva poze, o să le postăm și o să postăm și ce am filmat, că s-a filmat puțin pe acolo. N-am putut să filmăm, deci vă dați seama, asta a fost odată experiența de vineri, iar toată aparatura noastră fiind în gențile alea, gândiți-vă că au fost efectiv ude flash. Deci tot ce era înăuntru era efectiv o baltă înăuntru și în balta asta aveau haine, aparatură și toate cele. Deci n-am putut să... Hai să ne apucăm să filmăm. A trebuit să lăsăm totul la uscat, să se usuce, să scoatem bateriile, să desfacem aparatura. Și asta a durat o zi, adică până sâmbătă, după 12 încolo, până a început să se usuce și să zicem noi, că ar fi cazul să le folosim, nu cred că dacă le prindem acum s-ar strica. Deci o zi efectiv am pierdut-o pentru că nu am avut aparatură, n-am avut ce să filmăm. Iar a mai rămas jumătate de zi, că practic duminică era check-out-ul, duminică dimineața, adică astăzi dimineața a fost check-out-ul, și cât să filmez într-o jumătate de zi? Nu prea mult, plus că a fost timp... Au fost workshop-uri cu Metin, da? Cu speciale și poza cu Hafop, când uite, o să postez, pozele vor fi postate pe Facebook Discord. Canalul de Discord, dacă e un admin bun să-l dea, căci că nu mai merge ăla din descriere. În thumbnail, persoana pe care nu o cunoașteți nu este Hafop, este responsabilul cu Wiki, de pe ro este Crius, membru al echipei. Și a mai fost cu noi un tip super tare din comunitatea Gladiatus, care ține tot de Gameforge și tipul din Constanța și super, super de tare. Salut dacă o să vezi asta, adică sigur o să vezi. Mulțumesc Teonico, este Crius, MS Andrei a avut dreptate. De ce închideți privatele, întreabă cineva? Mă, dar ți-am spus să nu mai închizi privatele. Da. Povestea cu privatele, de ce sunt închise? Sunt închise pentru că sunt ilegale. Noi, adică eu cel puțin nu o să mai implic în a vorbi, în a să mă scuz dacă se mai întâmplă ceva, pentru că eu nu sunt implicat nici într-un fel între asta. Problema a fost că mi-a zis părerea de ele și că sunt partener și Cristi partener. Rothaus, te pup, inimioară, man, pace, mulțumesc fain de donație. Și, da, se închid pentru că sunt ilegale. Deci, mai nou, dacă suntem parteneri automat și noi suntem responsabili de ce se întâmplă pe acolo. Mă, oameni buni, nu vrem să mai vorbim despre treaba asta. Dacă intrați pe canalul meu, eu am vorbit toate despre treaba asta. Are și Val într-un videoclip în care am vorbit despre treaba asta. Noi facem YouTube și nimic altceva. N-avem noi treabă cu X sau cu Y, noi ne vedem de viața noastră și atât, da. Salut, Gabriel Stan, te pup. Când se vor închide, dacă se vor închide, o vrem pe Dora, unde e Dora? Dora a mers cu Carla, partea cealaltă. Cu Carla să se joace cu fetițele. Și așa, Cheta, Dora, despre private s-a vorbit, ceva important, de nu... Știu că mulți ați avut o grămadă de întrebări și pe live-urile lui și pe live-urile mele și ați spus o grămadă de întrebări. Să vă explicăm puțin cum stă treaba și legat de interviul. Noi am încercat să luăm un interviu cu Denis sau cu un alt membru al staff-ului, numai că nu este chiar așa de simplu. Noi nu suntem singura comunitate deținută de Gameforge, mai sunt încă 14 și atunci pentru turci a fost ceva mai special, pentru că ei sunt cei mai mulți, dar au zis că o să urmeze și pentru celălalt. Iar un interviu nu poți să-l faci așa ca o discuție liberă, înțelegeți? Adică îți trebuie condiții, ca să zic așa, nu-i
pe atât de simplu, deși am avut întrebările voastre, majoritatea pe cele care le-am considerat noi că ar fi ok să le punem, pentru că au fost foarte multe care nu și-au avut rostul. Și i-am transmis întrebările mai departe, ni s-a promis că o să urmeze, nu ni s-a spus când, dar o să urmeze și un interviu unde o să răspundă la acele întrebări, dar nu numai la întrebările noastre, celor din RAW, cât și cele din alte comunități. Și în viitor se vor adresa fiecarei comunități în parte. Noi am întrebat de ce doar Turciei s-a adresat într-un clip special acum câteva săptămâni. Ne-a explicat care a fost situația, au fost multe, multe bube acolo și s-au întâmplat multe lucruri negative. Au greșit ambele părți și de asta a fost nevoie, dar pe viitor va veni câte un interviu special și pentru fiecare comunitate, cu subtitrări, cu tot ce trebuie în viitor. Lucruri noi, ce să zicem? Bă, Metin merge mai departe. Deci am fost plăcut surprins de ce o să vină. Deci Metin nu merge mai departe, asta putem să spunem. Da, sper, frumoase. Dacă nu o să mai fac un live după ăsta, o să știți că n-aveam voie să spun asta. Da, mergem mai departe, o să vină lucruri faine. O să vină lucruri faine pe Metin. În orice caz, a fost super. Eu abia aștept să mă întorc și la anul, dacă se poate. Oameni ca lumea, oameni care ai putut să vorbești, chiar dacă a fost bariera asta a limbii, ca să zic așa, pentru că automat toată lumea trebuia să vorbească în engleză și nu toți stăpâneau engleza. Bine, nu putem să zicem că noi o stăpânim perfect, dar vă dați seama, fiecare cu nivelul lui de engleză, dar per total ne-am descurcat și a fost super fain. Am primit tricouri, de fapt, dacă v-ați uitat la poză, ați văzut un model, mai este un model, să-l arătăm poate și pe ăla sau poate să-l arăt pe un live viitor, iar eu la mine pe un live viitor. Ce să vă zicem? S-ar putea să vină clipuri la fiecare update? S-ar putea? S-ar putea, da. Noi am intervenit și ne-am exprimat nemulțumirea pentru că în momentul de față nu putem să mai facem videoclipuri informative cu update-uri. Adică dacă ați putut observa, n-au mai apărut la fiecare update videoclipuri. Și da, le-am zis, uite, că oamenii vor mai multe informații în momentul în care se bagă un update, de ce nu putem să mai... Da. Mă rog, nu intrăm în detalii, dar ni s-a promis că pe viitor o să fie din nou posibil. Deci, pe următoarele update-uri, vi le putem prezenta așa cum trebuie. La fel cum sunt prezentate de ceilalți YouTuberi parteneri, la fel o să fie prezentate de către noi. Deci, măcar o veste bună aici. Mă, Zoom-ul credeam că e debifat și focusul e debifat. Ce vorbiți prostii? Dar nu știu de ce îmi face. Vezi, nu am fost pregătit de să măresc așa camera. Și în spate și lumină în afutul. Da. Acum, să ne auziți e mai important decât să ne vedeți. Să ne auziți este mai important. Așa mai aproape. Da. Bun, de aveți întrebări la care putem să răspundem, ne puteți lăsa și vedem. Acum îi se întrerupe live-ul lui Vali că a spus ce nu trebuia. Așa? Ce vârste avreau reprezentații țărilor celorlalte? Cred că de pe la... De 18? Nu, erau și cu acordul 18? Și cu acordul părinților. A fost și acordul părinților. Câțiva. 16 pe acolo până la 60, zice? Da. Poate chiar și peste 60. Toate categoriile de vârstă. Toate categoriile de vârstă. E ca la Monopoly, poți să joci de la 1 la 99 de ani. Sau de la 3 la 99, nu? Și au fost tot super, super, super. Ce să le mai povestim noi? Când o să apară pe Wiki, noutăți despre noile arme. Asta trebuie să-l întrebați pe Crius. Noi suntem par departament. Se deschide Kaufland la Balj, po. Mua! Între 10 și 20 de euro neotilded. Metin 3? Mă, stai să... Le arăt un tricou. Ha. Să vedeți ce tricouri am primit, fiecare câte două tricouri, da, de data asta. Arată-l pe cel cu caracterul nou. Da. Stați puțin, mă, că urmează ceva.
Măi, ce să vă zic, a fost ok, a fost ok și abia așteptăm să revenim și anul viitor și o să apar o grămadă de chestii noi și acum Vali se duce după ceva și vă lăsăm pe voi să ghiciți ce e cu caracterul ăla. Numai puțin. Imediat vine. Măi, nu uitați, server nou, miercuri. Miercuri, se deschide serverul Herodot. Stai să închid camera și să o deschid iară, deci că de asta nu e. Nu focusează. Și așa acum să nu mai meargă când o prind. Uite cum e. Cred că e mai ok așa, nu? Mai ok? Nu, și n-am făcut. Nu am făcut mare brânz. Deci am primit două tricouri. Unul dintre ele este cu Ship Defense, cu instanța Hydra. Aia, cu Hydra. Și ai pe spate și acum ai pe piept Metin 2 și Hydra. E all over print 3D, material super calitativ, super fain. Așa. Și mulțumesc foarte, foarte, foarte frumos de donație. Și am mai primit un tricou de la acest eveniment. Gameforge Team Event Heidelberg 2019, Team Member, și pe față are așa un caracter care, dacă îl pun mai aproape, s-ar putea să se vadă ce îi. Foarte frumos caracterul, zic eu, interesant, are două săbi în mână. Freză mișto. Da, să facem un close. Zici așa că ar fi ceva special. Da. Tricoul ăsta e murdar, că s-o preview Hunter cu aia. Hopa, hopa, Luigi, ce înălțime am. Am 1,88 m, spre surprinderea și lui Bar și a Dorei. Nu credeam că aș fi atât de înalt. Să facem, adică. Nu l-am înfiat sau ceva pe Cristi. Da. 1,73 ai mei, ce să fac cu ei? Da. Tricourile, din păcate, nu sunt de cumpărat de nicăieri. Poate de la noi, dacă... Depinde, da. cât de tare le vreți. Dar am propus și asta. Da, am propus asta, o zis că ne ia în considerare propunerea, este una foarte interesantă, suntem primii care i-am propus așa ceva, să deschidă un store, un shop cu merchandise, cu mărfuri Gameforge, căni cu metin, în fine. Și poate că în viitorul apropiat veți putea să vă comandați tricouri cu Luigi sau cu Bart. Cu un Sura pe ele sau cu un Warrior pe ele sau personalizate, cum vreți voi, cine știe. Alea ar fi super să fie. Cum ar fi tricoul personalizate cu numele vostru pe ele? Alea, da. Gameforge nu a plătit călătoria, au plătit doar șederea. Deci am avut casă, masă și băutură asigurată. Acolo călătoria am fost singuri. Fiecare cum s-a descurcat. Fiecare cum s-a descurcat. Foarte, majoritatea, vreo 90% au zburat. Eu am mers cu autocarul. Pentru mine a fost, de la mine 300 de kilometri până acolo. Și Rolex Hermanu a venit numai să ne întâlnească și a fost super și un băiat super și mai înalt decât mă așteptam. E 1,88 ca și mine. Și a venit 1000 de kilometri, bă. 1000 de kilometri. Aproape 1900, nu știu cât. Să ne vadă. Dus întors, nu. Voi vă dați seama. Ăsta fan adevărat. Ați face treaba asta pentru cineva? Ăsta fan adevărat. Da, pot veni și... Deci, absolut toți, scuze, absolut toți membrii echipei Metin pot veni. Absolut toți membrii. Că ești GM, GA, board moderator, în fine, orice fi. Poți veni. YouTuber. Sau doar youtuberii. Nu, poate au venit, toți. Au venit și responsabili YouTuber. Cu wiki pe Metin.
Dar n-am fost foarte mulți din partea noastră, din păcate. Au fost alte comunități care au avut poate și 15-20, noi mai puțin. YouTuber, adică partenerat, deci trebuie să ai un contract. Deci noi avem două contracte cu Meti, cu jocul. Deci trebuie să semnezi ceva și cred că pe mine m-a afectat cel mai tare chestia asta că eu locuiesc în Germania. Deci eu dacă o sfeclez sau dacă încalc cumva, pe mine mă leagă. Știi? La ei aici atât de asta ajunge la ele, dar eu dacă asta... Eu... Povestește-le cu fața de câte uiți la un film. A, da, deci pirateria este universal ilegală, doar că în unele țări se aplică mai ponderat legea, în altele țări nu se aplică deloc. Și aici, dacă downloadezi un film, îți vine citația acasă de la studioul filmului, deci studioul Universal, Warner Brothers, în fine, îți vine citație în jur de 1000 de euro de plată și trebuie să semnezi că nu se va repeta, că nu vei mai downloada ilegal niciun film. Și dacă faci asta, plătești 1000 și dai și te mai prinde o dată, pușcărie nu știu cât sau sute de mii de euro. Isuse. Deci e universal că e ilegal să copiezi, să piratezi ăsta, dar în funcție de țara în care te afli, o iei sau o dai. Știi cum, cum mă întreb eu când e o persoană homosexual? Mă întreb ăsta, o ia sau o dă? Știi ce gen de... Așa, nu că aș avea ceva cu ei, dar așa mă întreb eu din când în când. Da, Netflix este legal. Salut, Blendea, Valentin. De ce nu fac un server old school pe RO? Am propus și asta, chestia asta. Și asta am propus. Deci și chestia, deci am vorbit cu directorul departamentului de marketing. Deci nu cu oricine, cu ăla care happy hour, care update-uri, care, deci cu responsabilul. Și am propus de probă măcar temporar. Și dacă are succes, dacă... Că foarte mult și mie și lui Cristi a zis server ca în 2009, ca în 2010, ca în 2011, level 99, nu știu ce. A vorbit și este foarte posibil să fie unul temporar de genul. Și dacă va avea succes, va fi și unul deci permanent. Deci nu e bătut în cuie, nu e 100%. Este posibil, am zis. Este posibil. Adică v-am spus, noi am venit, le-am luat întrebările voastre... plus ce am crezut noi, am mai adăugat noi de la noi și uite, asta, asta, asta și printre care le-am spus și de eventualitatea adăugării unui server ca atunci, pentru că ni se cere foarte mult pe live-uri treaba asta. Am înțeles, au fost, din nou, sunteți singurii care ne-ați propus până acum acest lucru, o să luăm în considerare, o să ne gândim și de o să se bage, bineînțeles că o să vă anunțăm. Sau o să vedeți pe forum, pentru că toate update-urile de se adaugă, prima oară ajung pe forum și apoi de pe forum noi le preluăm și le arătăm vouă. Dar dacă faceți un cont și stați activ pe forum, aflați înaintea tuturor. Noi nu avem voie să mai mult să facem decât să vă arătăm tricoul ăsta, că voi tot vorbiți de nou caracter. Deci, uite, aici ai murdar de dulceață, nu e altceva. Că mi s-a deschis un borcan de dulceață, un borcanel. Așa, aveți preview, șoc și groază. Dar nu zice nimic, că n-avem voie. Și bă, dacă apreciați că ne-am întâlnit pentru prima oară și am și facem un live pentru prima oară împreună, aveți și canalul lui în caz că nu cred că aveți nevoie, că nu cred că e cineva care nu e abonat la Cristi. Aveți totuși și canalul lui în descriere. Mulțumesc. Dați și acolo o geană, dați și un like și... Este posibil să fac și un live în zilele următoare în care să prezint un mic video ce am apucat să filmăm, că m-am zis, nu am avut posibilități, dar am apucat să filmăm vreo 10 minute, cred. Și e posibil să apară și pe canalul meu acele 10 minute din cât am reușit să filmăm. Bun. Așa dacă mai aveți întrebări normale, nu de alea normale, și putem să vă răspundem... Mai avem vreo 20 de minute că trebuie să o ștergem către aeroport. Deci acum este 8, tu ai la 10? La 10 aveți da, să... Da. La 10 trebuie să fii cu o oră înainte, facem cam 20-25 de minute până la aeroport. Deci mai un sfert de oră puteți profita dacă aveți ceva să ne spuneți.
Părere half-op. Eu mi-am zis părerea despre el, este un om minunat, absolut mai fabulos. A fost prima oară când l-am văzut face-to-face, în rest nu l-am văzut până acum face-to-face. Da, să mă dau mai încolo. Hai, vină și tu. Cât absorpți au șepcile noastre? Sunt modate. Sunt modate. Mai om ca lumea, om de nota 10, pot să râzi, să glumești, să vorbești serios, deci efectiv e un om ca oricare altul. N-are grade, cum mulți ziceți dintre voi că vezi Halfo, că nu știu ce, nici este un om simplu, normal, ca oricare dintre noi, care poți să vorbești absolut orice, de la joc până la, nu știu, mers la pescuit și alte lucruri distractive de gen. Da, și cred că o să fie mult timp discuția cu pescuit. Dacă o să auziți vreodată de somn sau crap, mă întrebați pe mine după ce vă povestesc. Da. Ce să vă mai zicem? Habar n-am, nu știu. După live poza cu Hafo pe Facebook? Oare... De ce nu pot da live-ul în spate? Îi poți să nu dai în caz că facem ceva boacăne, în caz că mi se vede un sfârc sau ceva, să nu puteți să dați înapoi, să poți să-l, da, înainte să se aplaudeze videoclipul. Pentru că odată am pierdut vreo 20 de vouchere de 10, adică 200 de euro că s-au văzut o secundă, da, pe live. Prima oară tu am zis, mie niciodată nu o să mi se întâmple și... Da, deci pentru o milisecundă, întâmplă. Pentru o milisecundă. Dar stopa codul. Le-a luat instantaneu. Pe toate, da. Toate. Cred că subite și acum ăla. Câte i-am spus, nici nu vrea să știe câte i-am zis. Aici întreabă băieții dacă sunteți GM. Suntem YouTuber și avem parteneriat, nu suntem GM. Și har Domnului că nu suntem GM, că voi habar nu aveți câtă muncă trebuie să faci ca un GM și cât timp îți trebuie. Este o responsabilitate enormă pe care nu mi-aș dori-o niciodată. Da, live-ul va rămâne salvat, nu o să șterg sau ceva. Am uitat să le mai spunem. Că e o posibilitate ca Half să fie nașul lui Bach și al Dorei. Uite, nu am întrebat treaba asta, dar bine, punctat. O să zice asta când o să fie să avem un copil. Zice, eu sunt Rastiel, tu ești Bartă, o să avem un copil și așa ne-o bătut un apropo ca să nu facem un Barti mic. Așa că o să zice, știi ce? Foarte bine punctat. Metinu ne-a găsit, tu ești... tu ești coma, deci mi se pare coma, normal. Așa că tu o să fii naș. Da, s-au luat măsuri pillow, că am spus mai devreme că s-au greșit din apele părți în comunitatea turcească, deși din partea GameFo și din partea jucătorilor, și de-aia a avut loc și clipul special pentru comunitatea turcească. Deci s-au rezolvat absolut toate problemele, s-au luat măsuri, vinovații au avut parte de repercusiuni și așa. Și am uitat să mai menționăm, de altfel, cum ne-ați cerut, toată lumea iar ne-a sărit în cap că nu mai avem să le mai oferim nimic în plus, cum aveam odinioare, cadouri, coduri, vouchere, peturi și așa mai departe. Deci abonații mai vechi probabil că știu despre ce e vorba, înainte, acum ceva timp, să zicem un an de zile, un an și ceva, un an bun, la fiecare update aveam cadouri pentru voi sau când se deschidea un server nou aveam o listă, fix ce am vorbit înainte cu acele vouchere. Și vi le puteam da pe live-uri. S-a întrerupt și această chestie, dar am vorbit și e posibil să revină totul ca înainte. La fel ca și cu prezentarea update-urilor. Sperăm cât mai repede. Sunt, da, GameForge-ul. Cred că asta putem zice. Sunt conștienți că în momentul de față intrarea la Dragon este cam incorrectă, cum se intră, și acest lucru va fi remediat în viitor. Yay. Da, deci o să fie bine. E nu știu ce, dacă am făcut o mare, de aia e defocalizată, că nu o fac mare, uite, dacă o fac așa mică, e mult mai crisp. Că trebuia să fac ok. Deci cine vine pe serverul nou? Chiar poi miercuri. Mâine. Nu, răspui mâine. Da, miercuri. Server nou, Herodot, cel mai special dintre serverele speciale. Vă registrați în linkul din descriere. Aveți acolo link în descriere. Și pe canalul lui Cristi aveți un link în descriere. Vă faceți cont acolo
și vă așteptăm pe serverul nou. Și eu și Vali ne apucăm acolo. Ne apucăm toți, de fapt. Toată lumea o să fie forță, super server. Se aliniază planetele. Și cine nu a mai făcut de mult timp Life cu Metin o să facă din nou. O să sară în șa. Un server plin de evenimente. O să fie evenimente care o să meargă în continuu. La fel cum există un server pe Turcia unde evenimentele merg în continuu, la fel o să fie și pe Herodot, o să avem evenimente care merg în continuu. Primele două săptămâni, 100% experiență și drop. Și drop 100%. Plus toate evenimentele, mă gândesc evenimentul de vară, evenimentul cu, nu mai știu cum se cheamă, cu acele chestii albastre și roșii care îți oferă damage. Da, cu assist, nu. Nu știu cum. Cu alea cu aura ce dă și un cerc. Nu știu cum le probabil că voi știți mai bine, nu mai știu exact cum la ce numesc. Oră se deschide? Imediat după mentenanță. Când va fi gata mentenanța de miercuri, se va deschide serverul Herodot. Uitați, v-am zis, înregistrați-vă link-ul din descriere. Așa. Și o să fim acolo toți. La început o să pornim fiecare cu live-urile lui, dar după frumos o să începem să ne aliem și o să facem o breaslă frumoasă, toată lumea, și o să fim acolo toți, cu mic, cu mare. System Spirit, mulțumesc, da. System Spirit, corect, da, da. O să fie permanent, nu zice nimeni nimic de temporar. N-am înțeles că ar fi temporar, nimeni n-ar fi vorbit că e temporar, deci cel mai probabil o să fie permanent. Ce dă din link? Numai dacă îți faci cont afli ce îți dă din link. Poate îți pică un tricou în inventar. Poate îți pică un tricou de ăsta în inventar. Cu Gameforge. Și cu caracterul ăsta care e desenat acolo, care nu știm ce e cu poate el. Poate de ăsta, poate te vizitează o hidră la noapte. Deprinde de picior. Da, poate te vizitează o vidră la noapte. Asta era fața cu Metin 2, deci acum... Să facem așa live, Metin 2, ne punem pe noi în thumbnail, numai logo și da, numai da. Ce bă, pe ce regat vă duceți, va rămâne să stabilim? Aveai vrut să zici albastru. Da. Da, rămâne să stabilim. Ne gândim. Și încă nu știm pe ce o să jucăm, sau știm? Racu, nu mai prosti lumea. E caracter din Ion. Cineva joacă Ion. Te vezi că... Albastru 99, pe ăștia de la Blizzard, cum ar fi WoW, aveau tricouri mai faine. Păi WoW, na. Fiecare după posibilități acum. Da. Companie mai mare, mă gândesc. Sorin, încă lucrez, doar că sunt în concediu. Mi-am luat expres concediu 300 de pentru întâlnirea asta Gameforge. Și să-mi petrec și un pic de timp cu familia. Da. Bun. Cred că am zis cam tot ce le-a de zis. Asta este cel mai bun Chio Chips la 61 Surabiem. Dacă e cu de 61 nimeni nu bate Surabiem. La 61 niciun caz. Nimeni. La level mai mare sunt un pic altfel, un pic schimbate trebuie, dar... La level mare, da, altfel. Surabiem, altul este King-ul, dar la 61. Surabiem râpe. Zardor Baby, cum acum ați mai zic? Nu mă fă să-ți zic. Primești atâtea căcaturi acum la început pe Metin, da. Că nu ați faci contul și într-o oră ai level 30. Cu fără ucenic. Noi când ne-am apucat de Metin, noi nu primeam nimic, nici măcar alea 5 licori de banul. Alea erau singure chestii le primeam. 5 licori da. S. S. Atât. Roșii și albastre, nu aveam vezi. Atât. Nu acum primeam cal, nu primeam adaugă, schimbă, site-uri. Pet, nimic, armă, arma aia care ți-o dă. Nu există mai bună de levelul da, ăla. Nu, exact, arma de nu 70 e ca fix, o otrăvită. Arma, deci, de, arma de 70 este ca o otrăvită cu medie 40, 40 plus. 40 plus. Deci, și o primești moca două săptămâni să-ți faci treaba cu ea. Deci ultimul lucru de care trebuie să faci rost este armă. Armă primești boca, primești atâtea licori ale înțelepciune, 100% experiență, inele atunci, experiență, licori. Pe vremea noastră aveam inel de experiență, când făceai level 70 te puteai duce în pădurea roșie să-ți iei Metin, exact. Inele. Până atunci nu vedeai inel de experiență. Voi înseamnă că nu știți cum a fost Metinul acum vreo 8 ani de zile. Fu, nu se compară. Voi acum aveți atâtea facilități încât
ați putea să faceți level 65-70 într-o zi, într-o singură zi. E ca medie 50, zice Marian, așa, arma de 70. 40 plus, nu știu dacă e chiar 50. Să mai răspunde la câteva întrebări. 1000 de MD de început pe Herodot, în ce să investească? Inel, site, mânușă, adică drop, astea două. Și a treia mână neapărat, plus mount, leu. Ca să poți să alergi repede și să nu fii nevoit să tâgdâm. Deci cu asta, căluțul. Exact, cu căluțul. Leu, a treia mână, inel, mânuș. Dacă le iei pe astea, ai un start. Și sigur îți mai rămân MD-uri. Pachetul începător cu can pentru 30 de zile, 799 de MD-uri, cu 10 concentrate și 20 de exorcizări. Ăsta, iar, esențial. Și trebuie cumva să te învârți în ea 1000 cu totul. Mai mult ca sigur, cred că te învârți cu totul într-o 1000. Ăsta e startul perfect. Mă, vedeți să nu scăpați avionul. Ok, dragii mei, bă, mă bucur foarte mult că am avut oportunitatea să-i cunosc pe acești oameni minunați. Mă bucur că am putut să facem un mic live pentru voi în care să vă povestim una alta și să ne vedeți. Așa, pe toți trei. Pe toți trei. Uite, cum măresc, cum îi blura, că trebuie schimbată. Trebuie schimbată rezoluția. Acum, măcar ne-ați auzit, ați auzit ce am avut de spus. Vă pup pe toți și lași pe Cristi să încheie. Când ai terminat, Cristi, dai numai aici odată și pe aia cred închizi. Că poți tu să închizi, să închei acum. Sau pot eu să închid, da. Ok. Da, da, da. Mai zi tu. Bun, urmează să postez și eu ceva pe canalul meu. V-am zis, am apucat să filmăm 10-15 minute. O să adaug acea părticică de filmare în timpul unui live, pentru că e foarte puțin ca să fie un videoclip special cu așa ceva, dar o să fac un live și o să adaug și acele 10 minute pe live ca să vedeți ceva după acolo. O să pun probabil primul meu videoclip mâine, iar miercuri ne auzim pe serverul nou. O să încerc să fiu acolo în momentul în care pornește și să ne apucăm de treabă împreună. Și vă așteptăm pe toți să vă faceți conturi pe noul server și să ne jucăm împreună, de ce nu? Ciao, pa! Toți o braslă. Ne auzim, dragilor, vă pupăm! Pa, numai pa. Bine! Ciao, ciao!